Salut și bine ai venit! Eu sunt Sorin și astăzi... Să apresc ochelari. Salut și bine ai venit! Eu sunt Sorin și astăzi vorbim despre Lost Ruins of Arnak. Nu zice nimeni nu, adică... Salut și bine ai venit! Eu sunt Sorin și astăzi vorbim despre Lost Ruins of Arnak. Este un joc de 1-4 jucători prin care vom avea rolul unor exploratori ce au găsit o insulă nelocuită ce pare a avea urmele unei civilizații străvechi. Vom fi exploratori șefi și vom găsi pe insulă resurse, iteme, posibil artefacte, dar și monștri cu care trebuie să ne luptăm. Să vorbim un pic din ce e compus jocul. Are o hartă foarte mare, la mine am lăsat-o împăturită aici, o să o vedeți pe întreaga lungime imediat. O altă placă unde vor sta resursele, busole reprezentate de acești bănuți verzi, niște tile-uri cu bonusuri ce vor fi jucate în timpul jocului, niște săgeți albastre, rubine, tablete și bănuți de aur. Acestea toate sunt resursele, mai puțin tile-urile cu bonusuri. Alte tile-uri de diferite dimensiuni și cu diferite puncte de victorie, tile-uri idle sau tile-uri de blocare ale unor acțiuni. Vedem mai târziu. Pionii și meeple și pentru fiecare jucător în parte, pentru fiecare culoare. Avem verde, roșu, galben și albastru. Tokenul de primul jucător. Moonstaff îi spune, este un item prin care ți-e ține evidența rundei. Patru tipuri de cărți: cărți cu iteme, cărți cu artefacte, cărți fear, vedem mai departe ce fac, și cărți cu resurse de început pentru fiecare jucător. Aici avem culoarea roșie pentru jucătorul roșu, avem și galben, verde și albastru. Aici, pentru fiecare jucător, avem cărțile dedicate. O placă pentru fiecare jucător în parte, tot la fel cu culoarea fiecăruia, verde, roșu, galben și albastru. Tile-uri cu monștri, vă arăt mai departe ce se întâmplă cu ei, tile-uri pentru nivelul 1 și tile-uri pentru nivelul 2. Pentru setup, așezați placa în mijlocul mesei. Pentru primul joc, jucați pe partea cu templul păsării gigant. Partea cu templul soarelui este un pic diferită la setup. Dacă vreți să fac setup și pentru partea cu șarpele gigant, lăsați-mi dorința voastră în comentarii. La fel și pentru varianta solo al jocului. Tank-ul mare de cărți trebuie separat în patru tank-uri mai mici, și anume cărți cu artefacte, cărți cu obiecte, cărți fir și cărțile de început pentru fiecare jucător. Amestecați cărțile cu artefacte și plasați-le aici. Plasați prima carte în prima căsuță de aici. Amestecați cărțile cu obiecte și plasați-le aici. Plasați primele 5 cărți în această zonă. Plasați Moonstaff între cărțile cu artefacte și cele cu obiecte. Așezați tank-ul cu cărți fier aici. Acestea sunt toate la fel, așa că le puteți pune cu fața în sus. Amestecați tokenele idle și plasați 8 din ele random cu fața în sus pe locurile de pe primul nivel. Și pe restul de 8, plasați-le câte 2 pe locurile de la al doilea nivel. Unul cu fața în sus, unul cu fața în jos. Dacă jucați jocul cu mai puțin de 4 jucători, va trebui să blocați spații de acțiune. Pentru jocul în 2 jucători, blocați spațiile cu 2 ghete. Pentru jocul cu 3 jucători, amestecați tokenele de blocare, întoarceți 3 din ele și acele spații vor fi blocate. În capătul pistei de cercetare, plasați plăcile Temple egal cu numărul de jucători. Într-un joc cu 3 jucători, plasați 3 plăci de 11 puncte, 6 plăci de 6 puncte în 2 grămezi egale și 9 plăci de 2 puncte în 3 grămezi egale. Amestecați plăcile bonus de cercetare și plasați una pe pista de cercetare în funcție de numărul de jucători. Spațiile special marcate se folosesc numai în numărul de jucători indicat. Restul plăcilor se plasează aici, cu fața în jos. Folosiți atâtea plăci cât jucători sunt, restul se pun înapoi în cutie. Puneți placa cu resurse sub placa de joc. Puneți în locurile dedicate toate resursele. Puneți plăcile de level 1 și 2 în locurile lor. La fel și pentru gardieni. Amestecați plăcile cu asistenți pe barda de argintie în sus și plasați în 3 tank-uri de câte 4 plăci fiecare. Fiecare jucător își va alege o culoare proprie.
și va primi o placă cu culoarea aleasă, doi arheologi și două tokene de cercetare, o lupă și un carnet, o carte, și cărțile cu resursele inițiale de culoare selectată. Plasați-vă tokenele de cercetare la baza pistei de cercetare cu lupa deasupra cărții. La cele patru cărți de început, două funding și două exploration, mai puneți și două cărți fier. Amestecați-le și plasați-le cu fața în jos în spațiul dedicat. Trageți 5 din ele și luați-le în mână. Acestea sunt cărțile pentru prima tură. Primul jucător va fi acela ce a vizitat pentru prima dată un loc nou. Dacă nu, puteți alege random. Primul jucător va primi tokenul pentru primul jucător. Resursele de început sunt predefinite. Primul jucător va primi 2 aur, al doilea jucător va primi 1 aur și o busolă, al treilea jucător va primi 2 aur și o busolă, iar al patrulea jucător va primi 1 aur și 2 busole. Jocul ține 5 runde. Numărul rundei se ține prin Moonstaff. Începând cu primul jucător, fiecare are dreptul să facă o acțiune principală și oricâte acțiuni gratis dorește, până când acesta zice pas. Acțiunile pe care un jucător le poate face sunt săparea unui sit arheologic prin plasarea unui meeple într-un spațiu liber, descoperirea unui sit arheologic prin cheltuirea de busole, înfrângerea unui gardian, cumpărarea de cărți, fie ele iteme cu gold, fie artefacte cu busole, jucarea unei cărți și realizarea efectului, cercetarea prin cheltuirea de resurse și avansarea tokenului aferent. Acțiuni gratis sunt toate cele care au câte un fulger pe ele, sau un jucător poate spune pas. Totuși, ține minte că jocul are doar 5 runde. Dacă spui pas, restul rundei după ce ai spus pas, nu vei mai putea face absolut nimic. Scopul jocului este acela de a aduna cât mai multe puncte. Punctele sunt înscrise în pictograme MOV peste tot în joc. La final, adunați punctele și cine are cele mai multe puncte, câștigă jocul. Cărțile de început ale fiecărui jucător sunt două funding, două exploration și două fear. Jucarea unei cărți funding este o acțiune gratis și vei primi un aur. Cartea se pune cu fața în sus în zona ta de joc, lângă player board. La fel și jucarea unei cărți exploring, vei primi o busolă ca o acțiune gratis. Pe lângă aceste acțiuni gratis, cărțile au și o altă întrebuințare. În stânga sus este o iconiță de exploatare. Pentru realizarea unor acțiuni, practic trebuie să explorați insula. Pentru aceasta, este nevoie de iconițele de explorare de pe fiecare carte. Aici există și o ierarhie, avem iconița Bokang, care este nivelul cel mai jos de explorare, iconița Jeep și iconița Vapor, care sunt peste iconița Bokang, astfel la o acțiune unde necesită un Bokang puteți folosi un Vapor, de exemplu, iar în vârful ierarhiei este avionul. Puteți angaja un pilot pentru a conduce avionul pentru 2 aur. Când jucați o carte prin iconița de explorare, restul efectului cărții este ignorat. Cărțile practic au două întrebuiințări, fie folosiți pentru explorare, fie pentru efectul ei. Cărțile fir pot fi jucate pentru iconița de explorare, dar vedeți că la final de joc veți primi minus un punct dacă aveți cărțile în mână. Să vorbim un pic despre acțiunile din joc. Săparea unui hit arheologic se realizează prin plasarea unui meeple, arheolog, în spațiul liber. La început, doar primele 5 situri pot fi folosite. După cum jocul avansează, se eliberează și altele. După ce plătiți cărțile în funcție de iconițele de exploatare de pe hartă, rezolvați efectul. Efectele sunt explicate în regulament și sunt și intuitive după ce aruncați o privire în regulament. Descoperirea unui sit arheologic nou. Există două tipuri de situri care sunt păzite de gardieni fioroși. Pentru descoperirea unui sit din zona 1, trebuie să plătiți pe lângă cărțile în funcție de o iconiță de exploatare și 3 busole. Pentru a descoperi un sit în zona 2, trebuie să plătiți 6 busole și cărțile cu iconițele de exploatare. După ce ați plătit costul, îți vei lua piesa mică, idol, și îi vei rezolva efectul. Dacă sunt două, le iei pe amândouă, dar îi vei rezolva efectul doar ce le-ai cu fața în sus. Fiecare iconiță valorează 3 puncte la final de joc. Mai poți folosi piesa în spațiul disponibil din cele 4 sloturi de pe placa ta de joc. Doar că pierzi punctele printate când pui piesa peste. Asta este o acțiune gratis și îți oferă oricare din bonusurile de aici. Se ia primul tile din grămada din zona 1, și se pune în locul aferent și se rezolvă efectul. Extra, se trezește un gardian. Se ia primul tile cu dragon și se pune deasupra. Nu pățești nimic acum, dar dacă la final de rundă, când îți retrage arheologul, dragonul e încă acolo, atunci primești o carte fier în pachetul tău din zona de joc.
Dragonul se trezește numai atunci când descoperi un sit nou, nu și când sapi într-un sit deja existent. Înfrângerea unui gardian. Gardianul, ziceam că se trezește când descoperi un sit nou. Aceștia rămân pe placă până când sunt bătuți de cineva. Să bați un gardian înseamnă să plătești costul din partea de jos, apoi iei tile-ul cu monstru și îl pui lângă bordul tău. Fiecare gardian din posesie poate fi folosit pentru iconița de exploatare sau acțiunile gratis. Dacă l-ai folosit pentru asta, îl întorci și îl menții așa până la final. Fiecare gardian valorează 5 puncte la final de joc, indiferent dacă e folosit sau nu. Cumpărarea de cărți. Cărțile ce pot fi cumpărate sunt împărțite în două părți, artefacte și iteme. Cu cât jocul avansează, mai multe artefacte și mai puține iteme sunt disponibile. Itemele pot fi cumpărate cu gold, după cumpărare iei cartea și o plasezi sub decul tău, se reumple rândul cu o nouă carte, iar artefactele sunt cumpărate cu busole. Spre deosebire de iteme, artefactele se pun cu fața în sus în zona ta de joc și se rezolvă efectul imediat. Se reumple rândul cu o nouă carte. Cărțile cumpărate în timpul jocului valorează puncte la final de joc. Acțiunea de cercetare. Prin cercetare avansezi unul din cele două tokene pe pista cercetării. Prima dată decizi ce token muți. Ține minte că tokenul carte nu poate depăși tokenul lupă. Practic, cu lupa descoperi lucruri, iar în carte sau caiet îți notezi. După ce decizi ce token muți, alegi locul conectat cu poziția actuală. Există situații când ai opțiuni sau nu. Tokenele pot avea drum total separat și se pot opri în același spațiu toate. Plătește costul și mută-l tokenul. Primul care ajunge aici într-un loc nou își ia bonusul și implicit efectul acestuia, iar apoi îl decartează. Mai mult de atât, în funcție de tokenul ajuns la nivelul nou, fiecare jucător ia bonusul din dreapta, pentru lupă sau pentru caiet. Există și un număr de puncte pe care îl vei primi la final de joc dacă ai tokenul pe rândul respectiv. Când tokenul lupă ajunge în vârf, vei descoperi templul pierdut. Te vei așeza pe cel mai valoros loc, îți vei alege din bonusuri și vei pune restul la loc. După ce descoperi templul, dacă mai vrei să faci cercetare ca acțiune în joc, vei cumpăra câte un tile templu. Pentru cele de 2 puncte vei plăti costurile de sub ele. Pentru cele de 6 puncte vei plăti suma costurilor de pe spațiile adiacente. Iar pentru cele de 11 puncte va trebui să plătești toate costurile adunate. Asistenții îi vei obține când tokenul carte avansează pe pista cercetării. Îți vei alege oricare din tile-urile disponibile din cele 3 grămezi. Asistentul ales îl vei lua și îl vei pune în locul lui pe playerboard, în poziție verticală. Când îl folosești în joc, îl vei pune pe poziție orizontală. La final de rundă, îl vei pune în poziția inițială. Unii dintre ei au un fulger, deci pot fi folosiți ca acțiuni gratis, iar alții ca acțiuni principale pentru că au un nou fulger. Când tokenul carte ajunge pe simbolul galben, întoarce asistentul pe partea opusă de culoare galbenă. Dacă a fost folosit în momentul upgrade-ului, acesta revine în joc. O altă acțiune în timpul jocului este să zici pas. Practic, dacă ai zis pas, ai dreptul să faci doar acțiuni gratis în runda respectivă. După când îți vine rândul în joc din nou, tu nu mai ai dreptul să faci nimic. Setup-ul pentru runda următoare are loc după ce toți jucătorii au zis pas. Prima dată, recuperați-vă arheologii de pe placa de joc. Dacă nu, arheolog se retrage de pe un loc unde un gardian este încă în viață, atunci jucătorul respectiv va primi o carte fier. Dacă mai aveți cărți în mână, le puteți pune în zona de joc. Sau le puteți păstra pentru runda următoare. După, luați cărțile din zona de joc, amestecați-le și puneți-le sub decul de pe playerboard. Trageți cărți până aveți 5 în total în mână. Dacă aveți mai puțin de 5 cărți în total, trageți câte puteți. Întoarceți asistenții la poziția verticală, dacă e cazul. Pe placa de joc, cărțile adiacente Moonstaff se vor decarta. Apoi Moonstaff se mișcă la stânga cu o poziție. Tot la stânga se vor muta și cărțile artefact rămase în joc și se va reumple rândul de cărți cu artefacte noi. Apoi mutați tokenul de primul jucător către jucătorul din stânga. La finalul rundei a 5-a se calculează punctele fiecărui jucător. Aici vor interveni în ajutorul dumneavoastră foile de calcul prezente în cutie. Calculați în ordine tokenurile de pe pista de cercetare, tokenurile temple, tokenurile idle, spațiile libere de pe placa de joc,
gardienii din posesie și apoi toate cărțile și artefactele sau itemele. La final, pierdeți un punct pentru fiecare carte fir din deck. Apoi jucătorul cu cele mai multe puncte câștigă jocul. Dacă există egalitate, egalitatea va fi ruptă de jucătorul care a ajuns primul în pista de cercetare. Dacă nimeni nu a ajuns în vârf, atunci egalitatea va fi ruptă de jucătorul care are cele mai multe puncte din pista de cercetare. Cam astea au fost regulile jocului Lost Ruins of Arnak. Dacă aveți întrebări, le puteți lăsa aici în comentarii sau într-un mesaj pe Facebook. Până data viitoare, spor la joacă! Pa, pa!